Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit la o nouă lecție de istorie realizată în parteneriat cu Teatrul Național Mihai Eminescu de la Chișinău. Astăzi ne vom referi la un episod mai puțin cercetat deocamdată în Republica Moldova și mai puțin cunoscut de opinia publică. Rezistența antisovietică și anticomunistă din Basarabia din anii 40, începutul anilor 50 ai secolului trecut, iar profesorul lecției de astăzi este istoricul Ion Țurcanu, unul dintre cei care au răscolit prin arhivele securității pentru a scoate din anonimat pagini importante care vizează acest fenomen al rezistenței anticomuniste din Basarabia românească ocupată de Rusia sovietică. Domnule profesor, bună ziua! Bine ați bună ziua. Venit la lecția de istorie! Bine v-am găsit! Domn profesor, începem discuția noastră cu momentul fatidic, anul 1940, 28 iunie, atunci când Rusia sovietică a ocupat Basarabia, Moldova de Est, teritoriul dintre Prut și Nistru. Pentru început vreau să vă întreb cum a reacționat populația băștinașă, cum a reacționat societatea, deci indiferent de etnia pe care o reprezenta, cum au fost întâmpinați, așa zișii, eliberatori? Ei bine, din câte știu eu, prima reacție a fost oarecum nedefinită, neclară, pentru că populația basarabeană nu prea știa ce o așteaptă. De altfel, este cunoscut de la populația mai veche o vorbă că rușii care au venit în 40 erau alți ruși decât cei de pe timpul țarismului. Adică cei de atunci nu fuseseră atât de aspri, atât de războinici, atât de agresivi cum aveau să arate cei care au cucerit Basarabia în 40. Deci prima reacție nu a fost una, să zicem așa, foarte spectaculoasă. De dușmănie, să zicem, de respingere, de mare simpatie, decât cu excepția unor anumite elemente, să zicem, bolșevice sau pro-bolșevice, care așteptau cu nerăbdare și cu dragoste apariția sovieticilor aici. Dar pe măsura trecerii timpului, pe măsură ce bolșevicii sovietici au început să-și așeze regimul lor aici, să-l întărească, să-l consolideze, populația a început să schimbe atitudinea și să vadă că, într-adevăr, cum ziceam, rușii ăștia nu erau ce. Și, de fapt, Dumnezeu știe ce erau, că nici nu semănau oameni cum se crede. Erau pur și simplu niște cuceritori, foarte agresivi, foarte insistenți și foarte doritori de a supune populația unui regim pe care aceasta nu-l cunoștea și, în fond, nu-l accepta. Și cum a apărut, cât de repede a apărut acest fenomen al rezistenței antisovietice? Cum s-a format, cum s-a clădit această rezistență antibolșevică în Basarabia? Care au fost cauzele principale? O anumită rezistență sau fapte ale rezistenței, anumite manifestări, mai bine zis, de rezistență, au existat și în primul an de ocupație, în 40-41. Au adevărat că acestea au fost mai slăbuțe. Manifestarea cea mai cunoscută, oarecum spectaculoasă, a fost aceea a elevilor din Orhei, din organizația așa numită Maia da Honda. Da, haideți un pic să detaliem subiectul ăsta. Cazul Orhei. Deci aceasta era o mișcare a elevilor, am putea spune. Cei care învățaseră la început în două școli din Orhei, un liceu și încă o școală din Orhei, e vorba de liceul care avea să poarte numele lui Vasile Mahu, un cunoscut intelectual din Orhei. Pe atunci, el a fost directorul școlii de acolo, unde copiii ăștia au învățat, și primar în momentul când sosesc bolșevicii pun stăpânire pe Orhei. Aceștia au fost cu totul deosebiți, aceștia foarte entuziasmați, foarte belicoși în sensul frumos al cuvântului, erau foarte dispuși să opună rezistență, dar bineînțeles că până la urmă mișcarea aceasta a fost stinsă. Prin ce se remarcat rezistența lor? Ei au făcut o organizație, un fel de organizație a lor. Ei depuneau un anumit jurământ, fiecare își lua, vă zic, o obligație, sărcinare de a lupta împotriva cotropitorului. Îi spunea foarte clar că sunt români și nu doresc să suporte regimul acesta. Și chiar au făcut niște lucruri așa mai spectaculoase. Au scris niște proclamații, câteva proclamații care le-au lipit în diferite locuri, iar lucrul cel mai spectaculos este faptul că au înălțat, au fixat pe
clădirea KGB-ului din Orhei, drapelul românesc, tricolorul românesc. Deci asta a fost elementul cel mai interesant. În ce an? Asta a fost în 40. Asta a fost în 40. Mișcarea începe, ea într-un fel începe să manifeste cumva chiar îndată, din momentul apariției bolșevicilor aici. Se crește pe parcursul lunilor de vară și ajunge, ca să zicem așa, la apogeu, în luna septembrie. Și îndată după aceasta, de fapt, începe și primele arestări. Au fost vreo 40, după cât țin minte, de tineri. Deci de mai mult copii, erau majoritatea, aveau cam în jur de 16 ani. Cel mai mare avea, se pare, 19 ani. Iată cam asta. Și până au fost arestați, tocmai îmi închipui eu că tocmai ura aceasta a tinerilor față de regimul de ocupație i-a făcut pe cei care i-au arestat, pe cotropitori, să aibă o atitudine foarte agresivă față de ei, revendicativă într-un fel. 40 din ei au fost arestați, toți au fost deportați. Din aceștia 40, 9 au fost condamnați la moarte și au fost executați. 8 din ei au fost executați chiar aici la închisoarea din Chișinău, unul pe urmă, fiind unde au fost deportați în Consibere, a fost împușcat acolo. Iată, asta cam în linii generale sunt elementele care caracterizează această mișcare ale acestor copii. Mișcarea de rezistență antisovietică, anticomunistă, poate fi împărțită în câteva perioade distincte. Pomeneam prima ocupație, anul 40, 28 iunie, a doua ocupație din august 44 și, evident, perioada postbelică. Putem vorbi de trei etape distincte? Se poate convențional vorbi despre aceste etape, dar încă o dată eu accentuez. În 40-41 mișcarea aceasta a fost slăbuț, cum am spus, n-a avut manifestări așa de masă, de altfel și perioada a fost foarte scurtă, după cum știți, și lumea încă nu ajunsese să guste, ca să zic așa, din deliciile noului regim, a regimului de ocupație. Abia când regimul și-a arătat fața lui adevărată și când dominația lor aici s-a răsfrânt foarte negativ asupra traiului populației, atunci începe mișcarea să ia o amploare de masă. Din acest moment, cred că am putea vorbi, e vorba în special, cum spuneam, mișcarea de după război. În primii ani nu a fost extrem de intensă, nu a fost foarte largă, dar pe măsura, cum spuneam, a înăsprit regimului și pe măsură ce regimul a încercat să-și materializeze, mă rog, programul său și ideile sale. Aici trebuie să reamintim. A fost foamea din 46-47, din 49, deportările din 51. Păi despre asta este vorba. Tocmai asta eu așa, pe măsură ce regimul se manifestă tot mai bine, prin acțiunile sale, respectiv impozite, care cel mai bine, forma cea mai cunoscută a impozitului din acea vreme, impozitul agricol, numit postavka. Asta era predarea obligatorie a produselor agricole la stat. În rusește postavka. Și așa, bineînțeles, nume postavka, vorbeați de foamete, tocmai predarea obligatorie a produselor la stat în condiții climatice foarte grele, anii 45-46, au fost 2 ani de secetă cumplită. Pământul nu a prea rodit, cu toate acestea, regimul de ocupație nu a ținut cont de condițiile acestea vitrege și a cerut ca populația să dea produse la stat cât mai multe. Pentru, așa zisa postavcă, pentru armata sovietică aparte, așa, zaiom, așa zis, zaiom, împrumut, în ghilimele, țăranii trebuiau să dea bani la stat și multe angarale pe care regimul le pusese pe capul lor, foametea în sine a provocat o teroare și o nemulțumire foarte mare. Dar apogeul îl constituie începutul colectivizării în 49 și odată cu asta deportarea masă a țăranilor, așa zis, și în stăriți. Vai de capul lor câți erau din stăriți. Dar, așa cum procedaseră și în Rusia, bolșevicii care se instauraseră aici au luat măsuri, ca zicem așa, de precauție din timp. Cei care erau bănuiți că cumva puteau opune rezistență regimului, de obicei țăranii cu puțină avere, cei cu avere mai multă, foarte bogați erau puțini, aceștia trebuiau să fie deportați ca să fie mai ușor de realizat programul lor de colectivizare. Adică, de fapt, de ai mâna pe țărani cu forță în colhoz. Aici a fost apogeul din momentul acesta, e vorba de vara anului 1949. Se știe că
Atunci începe procesul în masa colectivizării și el coincide cu deportările. Vorba de noapte de 15-6 iulie 1948. Aici se declanșează mișcarea, foarte mișcare, puternică mișcare de rezistență și e firesc, bineînțeles, era firesc ca cei care s-au ridicat în masă la luptă împotriva cotropitorului să fie anume țăranii. Dar din această tagmă a celor care făceau parte din această mișcare de rezistență anticomunistă, făceau parte doar băștinașii, adică românii basarabeni, sau erau și reprezentanți ai diferitor etnii care locuiau sigur în Basarabia? Sigur că da, bineînțeles. Adică, în primul rând, să repet ceea ce am mai spus, majoritatea absolută a luptătorilor erau de îndoi țăranilor basarabeni, dar nu numai, erau țărani, mă rog, de toată mâna, ca să zicem așa, din punct de vedere etnic. La sud, găgăuzi, bulgari și așa mai departe, ucraineni și la sud și la nord. Toți aceștia au avut de suferit și bineînțeles că toți au participat într-un fel sau altul la mișcare de rezistență. Dacă am luat alte categorii ale populației, de pildă orașul Băț, acolo a fost Uniunea Democratică a Libertății, alcătuită mai mult din muncitori, slujbași, mai puțin intelectuali, alogene în marea lor majoritate, deci nu erau români. Mișcarea de rezistență nu avea culoare, să zicem, etnică. Toți erau, toți care trăia, toată populația care locuia pe atunci în Basarabia era nemulțumită de acest regim și căuta să scape de el cumva. Rapoartele elaborate de forțele de ordine sovietice după august 1944 atestă o atitudine ostilă față de autoritățile sovietice și printre reprezentanții minorităților etnice din Basarabia. De exemplu, NKVD-ul sovietic raporta stări de spirit și manifestări antisovietice în rândul etniilor bulgară și găgăuză. Astfel, odată cu venirea armatei sovietice, Maria Baragea din satul Taraclia, bulgăroaică, soțul căreia fusese deportat în 1940, a desfășurat printre țărani agitație antisovietică, îndemnându-i să mai aștepte puțin, deoarece în Basarabia vor veni din nou salvatorii noștri români și din nou vom duce o viață bună. Țăranul Mihail Stefoglo din satul Kazaklia, raionul Taraclia, găgăuz, la rândul său chema sătenii la nesupunere, îndemnându-i să nu predea pâinea statului, să se ascundă de mobilizare și să-și concentreze forțele pentru a întâmpina armata română. Dar care erau formele, tipurile, modelele de rezistență antisovietică în Basarabia? Exista diferențe între atitudine, diferențe de acțiune între diferitele mișcări care au apărut? În fond, nu existau mari diferențe. Dacă am luat, să zicem, câteva dintre cele mai cunoscute, de pildă gruparea lui Filimon Bodiu sau Partidul Democrat Agrar, așa? Acestea, de asemenea, mișcări, cum spunem, mișcări de rezistență țărănești, de obicei, în primul rând, era rezistența la colectivizare. Erau mijloace de, să zicem așa, de luminare, dacă putem spune, și într-adevăr putem spune, luminarea populației, lămurirea populației asupra situației în care se afla, organizarea de anumite mișcări împotriva colectivizării, anumite proteste, proteste care se manifestau în diferite situații, de exemplu, în timpul alegerilor. În timpul alegerilor au avut cazuri, de exemplu, la Cuiuzov, că era centru... Raionul Rezina. Da, centrul Partidului Democrat Agrar. Acolo, în timpul alegerilor, tăiau firele de telefon ca să nu existe legătură așa între locurile unde se, adică locurile unde se vota și centru. Foi volante, adică, care făceau propagandă împotriva regimului și a alegerilor și așa mai departe. Erau și cazuri mai dure, să zicem, cazul, dacă luăm al lui Filimon Bodiu, cazuri când luptătorul acesta se răfuia chiar cu unii reprezentanți ai puterii, să zicem, comsomoliști, membri de partid, președinți sovietesc, mulți dintre ei erau pur și simplu exterminați fizicește. Erau și cazuri de acestea, de oricum nu foarte multe. Forma principală era agitația, lămurirea, lucruri de lămurire pe care luptătorii îl duceau în mijlocul țăranilor, unii din ei aveau și un program. Același țăran Bodiu, că era un simplu țăran, avea un carnețel și în carnețelul ăsta avea un program. Mergea în fața țăranului, le citea din programul celorlalți, le spunea ce regim este acesta, cât este de dăunător, ce trebuie să facă țăranii, să o pună intrare în colhoz, să nu plătească impozite și așa mai departe. Și se spunând totodată să fie curajoși, că iată o să vină americanii și o să elibereze teritoriul acesta de ruși.
După sfârșitul celui de-al doilea război mondial, zvonurile privind un eventual nou război, de această dată între Statele Unite și Marea Britanie împotriva Uniunii Sovietice, sporeau neîncetat în mijlocul populației din Basarabia. Potrivit acestor zvonuri, războiul va pune definitiv capăt puterii sovietice și Basarabia va fi din nou unită cu România. În 1946, în unele sate din raionul Gloden se răspândise zvonul potrivit căruia degrabă rușii vor pleca din Basarabia. Iar în raioanele Râșcan și Sculen se zvonea că regele Mihai urma să intre din nou în stăpânirea ținutului. Pe 26 iulie 1946, data deschiderii conferinței de pace de la Paris după cel de-al doilea război mondial, declara Zaharie Mitreanu din orașul Bălț, va fi hotărâtă definitiv soarta Basarabiei, care, după conferință, va fi întoarsă României. În multe cazuri, anumite zvonuri erau însoțite de atitudini clare de dezacord cu practicile de guvernare ale puterii sovietice. Astfel, Zaharie Mitreanu din Bălț opina că nu se poate trăi cu sovieticii, deoarece puterea sovietică ia de la populație pâinea și impozite foarte grele, chiar și atunci când roada e proastă. Rușii au tăbărât și ne iau și piele de pe noi. Am văzut jumătate de lume, dar așa dezordine n-am observat nicăieri, mărturisea consătenilor săi Trofim Rusu din Volontirovka, județul Tighina. Aici e un jaf total, se jefuiește tot ce se nimerește. În curând totul se va termina. Cineva trebuie să ne ajute să scuturăm acest regim. Deci oamenii trăiau cu gândul, cu speranța că americanii vor reveni și vor elibera Basarabia de sub jugul sovietic? Lucru curios, deși, repetăm, aceștia, marea lor majoritate, nu erau oameni cu foarte multă carte. Dar lucru curios, știau despre lucrul acesta. Probabil ajungeau unele vești, ajungeau știri, informații de la posturile de radio străine. S-au transmis așa, ajungeau aici și se transmitea și din gură în gură. Auzea unul mai informat, mai bine și transmitea la celălalt și, bineînțeles, că la rândul lor informau pe alții. Exista așa impresie, așa nedejde, speranță. Dar care erau cele mai importante mișcări de rezistență anticomunistă din Basarabia? Să facem o totalizare pentru telespectatorii noștri. Ca să vorbim de ansamblu, adică de arie de răspândire a mișcării de rezistență, trebuie să spunem că, de fapt, i-a cuprins tot teritoriul. Din păcate, noi suntem foarte bine informați asupra fenomenului, dar știm, sunt informații că a existat anumite forme de rezistență și la sud, și la nord. Cel mai bine s-a manifestat în centru. Sau poate mai bine sunt cercetate, studiate aceste mișcări. Cele mai cunoscute, din câte eu sunt informat, după câte știu eu, cele mai cunoscute au fost Partidul Democrat Agrar, Armata Neagră și formațiunea lui Bodiu. Toate trei formațiuni țărănești. Acestea au fost cele mai numeroase. De fapt, a lui Bodiu n-a fost foarte numeroasă, dar celelalte două, repet, Armata Neagră și Partidul Democrat Agrar aveau în jur de 50 de membri activi și cam pe atâția, poate ceva mai mult, de susținători. Adică ce înseamnă susținători? Persoane care îi ajutau, care informau ce se întâmplă în jur, dacă sunt amenințați, care îi susțineau cu produse alimentare, care îi adăposteau în locuințele lor, așa, ca să se spele, să se schimbe, să mănânce, să se odihnească și așa mai departe. Pot să vă aduc un exemplu foarte interesant. Eu, lucrând asupra temei, este întâmplător, am dat de o persoană din satul Bahmut, raionul Călăraș, o femeie, nu știu cum am luat de vorbă cu ea, și zice, nu acolo în sat, în altă parte m-am întâlnit cu ea și nu ne-am luat de vorbă. El spunea că e din Bahmut. Eu spun, acolo a avut loc mișcare? Păi da, a avut loc. Zice, la noi, când luptătorii din rezistență, din Armata Neagră, voiau să vină în sat, să facă ce aveau, să-și ia produse alimentare, să se spele, să se schimbe și așa mai departe, atunci în sat era răspândită o vorbă. Păsărelele vin la cuib. Și atunci în casele care erau îndreptate spre pădure, știți că acolo satul în genere în codru, se deschideau ferestrele și intrau, ca să nu deschidă ușile la stradă să vadă lumea, ei intrau pe fereastră care îi primea așa, gazdele de obicei plecau de acasă în momentele acestea, aveau tot pregătit acolo, mâncare, tot ce le trebuie să mănânce, rezervă de hrană, să se spele, să se schimbe și să plece. Deci asta e un lucru foarte frumos care vorbește de fapt despre atitudinea reală a populației față de acești luptători.
despre această aceștia susținători, vorbeam despre susținători. Deci, luptătorii propriu zis activi în jur de 50, cum spuneam, cam la fiecare, și plus 50, poate și mai mult, de susținători acestora. De altfel, când bolșevicii au început să-i atace și să-i aresteze, au fost arestați nu numai luptătorii propriu, dar și susținătorilor. Și pedeapsa a fost cam aceeași. 25 de ani de pușcărie. În afară de cei care au fost împușcați, cei mai activi, că unii au fost împușcați. Într-un articol semnat de către istoricul Mihai Tașcă, mișcarea de rezistență din RSS moldovenească cunoaște cazuri variate, unele fiind cu totul deosebite. Un alt exemplu este și Organizația Național Creștină Antisovietică, constituită în anul 1946, care și-a desfășurat activitatea preponderent în comuna Schineni. În scurt timp de la fondare, pentru a fi mai eficienți în activitate, național-creștinii antisovietici s-au unit cu arcașii lui Ștefan cel Mare, grupare ce activa la Soroca. Cea de-a doua era mai cunoscută în mediul antisovietic din Basarabia și avea mai multă experiență. Conlucrarea acestor organizații a fost însă de scurtă durată. La câteva luni de la fuzionare, luptătorii din ambele formațiuni au fost capturați de către securitatea sovietică și trimiși în gulag. Arcașii lui Ștefan cel Mare au fost condamnați într-un proces organizat pe 11 iulie 1947, iar membrii Organizației Național Creștine Antisovietice pe 5 august același an. În cele două procese au fost trimiși în Surghiun 26 de luptători antisovietici. Anihilarea acestor formațiuni a fost una dintre loviturile cele mai grele aplicate în prima fază a mișcării de rezistență din Basarabia. Artizanul Organizației Național Creștine, Vasile Băleanu, a venit la Schineni, județul Soroca, în toamna anului 1944. Chiar din primele discuții cu locuitorii satului, tânărul învățător, originar din comuna Popeștii de Jos, același județ, a sesizat regretele lor după guvernarea românească și nemulțumirile față de puterea sovietică. La întrebarea ce trebuie de făcut pentru a scăpa de regimul comunist, un locuitor mai în vârstă i-a spus: dacă aș fi tânăr, aș aduna o grupă de tineri și le-aș rupe capul comuniștilor. La auzul acestor vorbe, Vasile Băleanu a salutat ideea creării unei organizații anticomuniste și a propus denumirea de Organizația Național-Creștină, la care Bujor a adăugat antisovietică. Era luna martie, anul 1946. Ambii și-au propus să recruteze cât mai multe persoane cu aceleași viziuni. La una din ședințele conspirative din luna iunie 1946, național-creștinii antisovietici și-au fixat următoarele obiective de activitate. Declanșarea unei răscoale armate împotriva puterii sovietice din momentul începerii unui război între Anglia și Statele Unite, pe de o parte, și URSS, pe de cealaltă parte, despre care erau încrezuți că trebuie să izbucnească în timpul cel mai apropiat, în scopul de a contribui la înfrângerea sovieticilor. Anihilarea fizică a unor activiști ai satului până la izbucnirea războiului, cât și în timpul lui. Colectarea de muniții pentru luptă. Desfășurarea de agitație anticomunistă pentru zădărnicirea acțiunilor comuniste la sat, prin scriere de foi volante și difuzarea lor în mediul rural. Primele acțiuni, membrii organizației le întreprind pe 8 martie 1946, când au difuzat în comună 5 foi volante cu caracter anticomunist, urmate de altele distribuite în noaptea de 19 martie la Popeștii de Jos. Epistolele îndemnau la rezistență și la refuzul de a preda grânele la stat. Pentru a fi cât mai bine pregătiți de eventualul război pe care l-așteptau, au organizat într-o băgăună, departe de sat, trageri din armă. Între timp au fost racolați membrii și din satele Popeștii de Jos, Băcsani, Gura Căinari, așa încât numărul național creștinilor antisovietici ajunsese la 28. La una din adunările conspirative din luna septembrie 1946, petrecute în afara satului, membrii organizației au confirmat devotamentul față de obiectivele asumate, dar s-a discutat și organizarea de activități concrete. Lichidarea fizică a președintelui Sovietului Sătesc, care snopea în bătăi sătenii pentru orice fleac și stabilea cote mari de impozit, dar și a altor câțiva activiști de partid.
La finele lui februarie 1947, Vasile Băleanu s-a întâlnit cu Vasile Bătrânac, unul din conducătorii arcașilor lui Ștefan cel Mare. Acesta a venit special la Schineni după ce a auzit despre o puternică mișcare de rezistență aici. Liderii celor două organizații au discutat despre acțiuni comune, dar și despre posibilitatea fuziunii celor două grupări. La cea de-a doua întrevedere, pe 19 martie același an, s-a decis contopirea. Membrii Organizației Național Creștine Antisovietice au devenit secția 1 a 6 și a 8 din cadrul arcașilor lui Ștefan cel Mare. Având o rețea bună de informatori, securiștii au identificat membrii Organizației Național Creștine Antisovietice. Primele arestări au avut loc pe 8 aprilie 1947. Aceștia au fost judecați conform prevederilor Codului Penal al Republicii Sovietice Socialiste Ucrainene. Au fost acuzați de răscoală armată sau intervenție armată pe teritoriul sovietic a bandelor armate în scop contra-revoluționar, terorism, agitație sau propagandă contra-revoluționare și participarea la organizații contra-revoluționare pentru organizarea de acțiuni contra-revoluționare. Vasile Bujor, unul dintre cei mai activi membri, reușește să se ascundă și să treacă în ilegalitate, însă el a avut aceeași soartă ca și colegii lui. A fost capturat în anul 1949 și judecat la 25 de ani de gulag. Un alt membru al organizației, Filip Poștaru, a decedat la 20 iulie 1947 în închisoarea internă a Ministerului Securității al RSS Moldovenești. Ședința de judecată a avut loc pe 5 august 1947 în regim închis, fără participarea procurorului și a avocatului. Ceilalți membri ai organizației au fost condamnați la câte 25, 10 și 5 ani privațiune de libertate. Tuturor le-a fost confiscată averea și au fost lipsiți de drepturi politice pentru un termen de 5 ani. Doar un membru a fost achitat, Vasile Rusu. În procesul reabilitării persoanelor judecate pe criterii politice de la mijlocul anilor 50 ai secolului trecut, Comisia Specială din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească a refuzat reabilitarea membrilor fostei organizații național-creștine antisovietice. Același lucru se întâmplă și în 1970. Membrii organizației național-creștine antisovietice și cei ai grupului Arcașii lui Ștefan cel Mare au fost însă reabilitați de Procuratura Generală a Republicii Moldova abia pe 4 noiembrie 1991. Toate aceste grupuri acționau independent sau aveau un centru unic de comandă? Independent. Nu exista un centru. Nu exista un centru și nici nu prea știau mare lucru unii de ceilalți. Era o mișcare spontană, provocată de evenimentele care se întâmplau acolo. Ura, într-o fel, deznădejdea oamenilor care nu aveau altă ieșire, erau forțați să iasă la luptă, că altă ieșire nu aveau. Sigur că erau și forme mai, să zic așa, mai loiale, mai pașnice de luptă. De exemplu, refuzul de a plăti postavca, așa, refuzul de a ieși la munci silnice, pentru că exista și asta. Erau munci, vă zic, corvezi de astea organizate de autorități și oamenii ca o formă de luptă refuzul de a ieși la aceste corvezi, de a plăti, cum ziceam, impozitele, sau chiar au cazuri când atunci când țăranul e disperat și nu vreau să plătească postavca, erau foarte cazuri, semn de disperare, bineînțeles, când dădeau foc produselor agricole numai ca să nu fie luate la stat. Da, și ăsta e un moment foarte important al istoriei, acest tip de rezistență față de colectivizare. Dumneavoastră, în cartea pe care ați scris-o, Moldova Sovietică, Antisovietică, aveți acolo înserate foarte multe mărturii interesante și iarăși mărturii nu neapărat doar din partea românilor basarabeni, adică a băștinașilor, dar mărturii importante și ale reprezentanților altor etnii care vorbesc cu mare amărăciune în suflet despre calvarul prin care le-a fost dat să treacă din cauza urciei sovietice care a venit sigur pe acest pământ. Asta era caracteristic, cum spuneam și mai înainte, era caracteristic pentru toți. Și nu numai pentru populația de la sate și pentru cea de la oraș. Pentru toți. Pentru că regimul era unul inuman și toată lumea și-a dat seama că în așa condiții nu se poate trăi omenește. Asta a fost. Exprimându-și dezacordul față de rechizițiile forțate de cereale, în unele sate țăranii încercau să zădărnicească transportarea pâinii la punctele de colectare prin deteriorarea inventarului agricol și a unităților de transport. Într-o scrisoare a Sovietului Ministrilor al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, expediată pe 23 august 1948 președinților comitetelor executive raionale, se relata că, în unele colhozuri,
pentru a împiedica livrarea pâinii către stat, elementele culăcești dușmanoase scot din funcțiune treierătoarele și combinele. Se aduceau exemple de deteriorarea combinelor în colhozurile Pravda, Bolșevic, Karl Marx din raionul Ceadărlunga, în colhozurile Viața Nouă și Grigori Kotovski din raionul Românești, dar și în alte raioane. Calificând aceste acțiuni drept manifestări deschise ale elementelor dușmănoase împotriva orânduirii colhoznice, orientate spre dezorganizare și subminarea bunăstării colhoznice, cauzarea unor prejudicii statului, Consiliul de Miniștri al RSSM cerea măsuri urgente în vederea cercetării tuturor cazurilor de scoatere din funcțiune și deteriorare a agregatelor de treierat, a altor mașini agricole și a condamnării diversioniștilor, sabotorilor, ca trădători ai societății socialiste. Dar care sunt cele mai memorabile mărturii, ca să mă exprim așa, pe care le-ați colectat dumneavoastră în cartea Moldova Antisovietică, care arată profund cât de greu era în acea perioadă? Ei, mărturii sunt foarte multe. În primul rând, cei ce vorbeam, colectare de produse agricole. Trebuie să vă dați seama că, cum spuneam, anii aceia, imediat după război, 45, ultima care a fost și ultima de război, 45 și 46, au fost doi ani de secetă cumplită. Pământul a rodit foarte puțin și pâinea, produsele alimentare, în general, erau foarte scumpe. Și momentul cel mai dramatic era tocmai rechizițiile de produse alimentare. Asta era, provoca o deznădejde greu de imaginat. Era o scenă dramatică, totul ieșit din comun. Foarte multă lume a murit de foame. Ce poate fi mai impresionant decât această scenă, cu totul chiar înspăimântătoare, am putea spune. Iar dacă vorbim despre rezistență, probabil asta referitor la cauze, ca zicem. Iar în ceea ce privește rezistența, sunt multe, multe lucruri foarte interesante. Rezistența față de colectivizare a fost una puternică. Sigur că da. Am și vorbit. Mișcarea în sine a rezistenței, mai ales când este vorba de țărani, este tocmai asta manifestă deznădejdea țăranului și refuzul lor de a intra în colhoz. Asta este cel mai bun exemplu. Dar dacă vorbim despre mișcare a rezistenței, sunt și multe alte lucruri foarte interesante. Cum ar fi? De exemplu, cei ce vă vorbeam mai înainte, adică susținerea din partea populației. Vă mai pot aduce un exemplu foarte interesant din cadrul mișcării, tot din cadrul mișcării așa numită Armata Neagră. Prin 49, cred că asta s-a întâmplat, în iarna 48-49, s-a dat o luptă în centrul satului Condrătești, care e tot un centru al mișcării de rezistență acolo, și trupele Ministerului de Interne, a NKVD-ului, cum spune sovietic, au înconjurat un grup mic de luptători în centrul orașului și, în primul rând, au pus mâna pe conducătorul din acel moment al mișcării de rezistență, se numea Andronovici, Gavril Andronovici. L-au împușcat și l-au lăsat, era iarnă, l-au lăsat în mijlocul satului acolo, dând ordin ca să nu se apropie nimeni, de să-l lase să-l mănânce câinii. Și să vedeți ce se întâmplă peste noapte. A doua zi vin, vă zic că ăștia călăi, să vadă cadavrul. L-au mâncat câinii, mai este, nu mai este. Când vin, nu-l găsesc. Ce s-a întâmplat în timpul nopții? În ajun, murise o persoană acolo în sat, a fost îngropată, iar după ce cadavrul lui Gavril Andronovici a rămas în mijlocul satului, câțiva oameni l-au luat, l-au dus la cimitir, au dezgolit mormântul acela proaspăt făcut, l-au pus pe dânsul acolo, au acoperit mormântul și felul acesta el nu a mai putut fi găsit. Și nu s-a mai aflat niciodată. Eu am aflat lucrul ăsta târziu, de acum povestea oamenii, despre ce s-a întâmplat. Iată un detaliu foarte interesant care încă o dată vorbește despre faptul ce audiență și ce atitudine, ce audiență avea, ca să zic așa, mișcarea în sânul maselor populare și cum era receptată ea de masele populare și cum era susținută. Un lucru foarte interesant. Sau pot să vă dau și un alt exemplu foarte interesant. Din cadrul mișcării Partidului Democrat Agrar. Acolo, după ce a fost omorât primul conducător al mișcării, care se numea Simeon Zlatan, mișcarea a fost condusă de Vasile Odobescu, care era din Cuiu Zău, chiar. În ce an a fost fondată?
A fost fondată tot prin 49, tot în momentul acela. Dar ea a rezistat, a existat ceva mai mult, până în primii ani, până chiar până la moartea lui Stalin. Acesta, un lucru foarte interesant se întâmplă cu personajul acesta. El a rămas pe loc în sat, era căutat de autorități, ziua nu era în sat, de la avea familie. Avea soții, copii acolo în sat. El stătea ascuns prin pădurile cele din jurul satului. Avea pământ, noaptea, lucra pământul, cu ce avea el, cu uneltele, lucra pământul care îl avea în apropierea satului, pe urmă pleca, când se făcea ziua, se ascundea. Așa, pe urmă, iar apărea, lucra și așa era un lucru foarte interesant să întâmpla cu el. Și deși l-au căutat mult timp și știau că el își lucrează pământul, noaptul prinde decât foarte târziu, cu ajutorul unor scoade, așa unor trădători. Dar unele mișcări de rezistență, unele grupuri erau și în armate. De unde făceau rost de arme? Ei, armeau, nu aveau arme foarte multe. Bodiu, de exemplu, avea armă. Și nu numai una, avea și automat, avea și grenade, avea și revolver. Bineînțeles că aveau, dar se rămăsese de la război. Sau erau cazuri, au fost și unele cazuri când dezarmau milițieni și le luau arme. Au fost și cazuri de astea. Arme erau în toate, practic, în toate formațiunile. Nu erau foarte multe, dar un anumit armament exista. Și care a fost impactul asupra regimului de ocupație ca rezultat al activității acestor grupuri de rezistență? Impactul unul singur, răfuiala. Deci nemulțumirea, fără îndoială foarte mare, și răfuiala. Încă o dată, că v-am mai vorbit despre copiii cei din 40, care s-au răfuit cum s-au, care s-au răscuit așa cum s-au răfuit cu ei. Ce atitudine au arătat ocupanții față de acești copii. Din 49 au fost pur și simplu executați, împușcați niște copii. Puteai să zici că poate se jucau de a lupta cu dușmanul. Dar un alt exemplu, să zicem mișcarea Partidul Democrat Agrar. Aici au fost arestați mulți, printre care 11 persoane, considerate cei mai activi, au fost condamnați la moarte și executați. Iată, asta era atitudinea ocupanților. Nu li s-a organizat barem un proces de judecată? Sigur de că da. Bineînțeles că erau organizate procese, fără îndoială, dar procese erau cunoscute. După exemplu foarte, foarte răspândit, foarte cunoscut sovietic, așa zisă Troică, zic că era... În momentul acela încă Basarabia nu avea legile ei, nu exista Constituție și așa de toate. Proaspăt făcută Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, ea nu avea legislație. Și atunci totul se judeca după codul penal al Ucrainei. De obicei erau trimis un corp de așa zici judecători de la Odessa și ăștia judecau aici pe loc, de obicei la închisoarea din Chișinău, închisoarea centrală de Chișinău. Asta era. Se făcea un proces. De fapt, acesta era, să zicem așa, un spectacol cunoscut, fals, care pur și simplu urma numai să creeze impresia de judecat. În realitate, în altceva, un spectacol regizat din timp și oamenii erau puși să recunoască că au făcut ceea ce de fapt nu făceau. Adică recunoașteți, de exemplu, întrebare spunea, recunoașteți că ați făcut parte din gruparea criminală cu tare și cu tare? Și răspunsul era da. Nu putea să fie altul. Chiar dacă personajul respectiv poate răspundea altceva, tot un acel care făcea procesul verbal, zice că da, am făcut sânge. Și așa mai departe. Asta era ca la podul. Așa se proceda în toate cazurile. Dar cei care, membrii fiecărui grup de rezistență, cei care intrau ulterior în acest grup, în aceste mișcări, depuneau și un anumit jurământ? Da, am spus că existau unele situații, v-am vorbit în special de mișcările Se Tinerește, ăștia depuneau jurământ. În cazul celelalte rar se întâlnea, nu prea existau cazuri de astea. Ei intrau de obicei, se adunau cum făcea Bodiu sau făceau alții, se adunau într-o anumită, în casa unui țăran, ascultau ceea ce li se spunea și consimțeau să intre în această organizație. Când au fost anihilate ultimele mișcări de rezistență? Ultimele au fost, cam coincide ultima etapă a acestei lupte cu moartea lui Stalin. După 53, de fapt, mișcări serioase nu mai sunt. Au mai existat niște reflexe, ca să zicem așa, ale mișcărilor mai mari de la începutul, de la sfârșitul anului 40,
începutul anului 50, dar după moartea lui Stalin, practic, mișcarea încetează. Din păcate, astăzi foarte mulți dintre cei care au fost parte a mișcărilor de rezistență, numele multora dintre ei a rămas în anonimat. Eu am avut marele noroc să realizez chiar un interviu cu cel care a fost Ion Moraru din localitatea Mândâc, deci a fost parte a organizației de rezistență Sabia Dreptății. A fost arestat în 50 și judecat, trimis în Siberia. Sunt român, născut în județul Soroca, setul cu Slănină, Umăhala, Mânlicului, în anul 1929, în 1940, dumneavoastră aveați 11 ani, când cineva de la Răsărit a venit chipurile să ne elibereze. Cum a arătat acea pretinsă eliberare? Unii o primeau cu alai. Gospodarii au primit-o cu mare vigilență. Au adus, dacă se spune într-un singur cuvânt, minciună. Au așezat legile lor, au format brigăzi din activiști și strângeau impozitul în natură. Tot ce se mănâncă era ceva groaznic. S-au început primele deportări care aveau scopul de a vâră groază în mulțime. Ne-au dus în vagoane închise, cineva spion ne-nscrise. Ne-au dus în vagoane mute, că aveam peste o apă rude. Ne-au dus în vagoane roșii, că părâtul ne-au lenoșii. Ne-njurau urât de mamă, nu știau că vor da seamă. Când am văzut toate atrocitățile cu care eram loviți, am hotărât cu un coleg din Rochia, cu o clasă, el era a șasea, eu eram a șapte, să organizăm o organizație de rezistență împotriva bolșevicilor. Inițial, organizația de rezistență se numea Penița. Și scriem adevărul ce se petrece la Uniunea Scriitorilor, la Sovietul Suprem al Moldovei, Sovietul Suprem al Uniunii Sovietice, scrisem și în limba rusă ceva. Și la urmă am scris lui Stalin. Puțin s-ar fi încumetat la asemenea acțiuni curajoase, care au fost însă taxate imediat. Ion Moraru a fost aruncat într-un beci din satul Târnova și bătut acolo câteva zile de forțele închevediste. A fost eliberat. Torturile însă nu l-au frânt și a continuat lupta. Au rebotezat organizația de rezistență în Sabia Dreptății. Îndrăgostiți de Sabia lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Pe atunci eu nu știam deloc absolut de Sfânta Scriptură. Nu știam că Sabia Dreptății este una în tot universul și că ea este cu două tăișuri de foc și iese din gura Mântuitorului. Acest lucru, cum putea să ne vină un gând? Și iată, se vede că el a fost pulsat. Eu cred că tot ce-am făcut a știut Tatăl Ceresc. A știut și ne-a condis. Sabia Dreptății atrăgea tot mai mulți susținători, iar la un moment dat, membrii mișcării au decis să schimbe Penița pe arme. Noi de acum avem 12 ieși, am început anii burzului, căutam armament să ne apărăm. Și fratele lui Pietru Lungu făcea armata în subcarpatică și ne-a pregătit lot de câteva arme automate și era pe cale iaca să le trimate. Dumnezeu, când a simțit lucrul ăsta, a dat minunatul ordin și ne-a arestat. Activitatea organizației a fost deconspirată în 1947, iar membrii acesteia arestați. Și ne așteptam că vom fi judecați la pedeapsa capitală.
Au fost condamnați la 10 ani de lagăr cu regim sever, 10 ani de exil în nordul îndepărtat al Rusiei, iar pentru 5 ani au fost lipsiți de drepturi civile. Când mi-a anunțat un așa verdict, am sărit de pe scaun, că nu eram legați de scaun. Am sărit de pe scaun și am aplaudat. De bucurie că ați scăpat de pedeapsa capitală. Cum? A rămas viu. A rămas viu. Eu mă așteptam la pedeapsa capitală. Și în data au îndreptat armele asupra noastră. Mălceați, tăceți. Ne-au potolit, le-au citit sentința și la cei care au făcut armata. În armata română. 25 de ani. Pe atunci, Ion Muraru nu știa ce înseamnă să fii exilat în regiunile nordice ale Rusiei. Exilul nordic te lua precis la moarte. Ne-au mânat ca pe tâlhari, ne-am întors tot gospodari. În taiga lăsat am casă, tot cu poartă, tot frumoasă. Ne-au mânat ca pe jivini, ne-ntorsesem tot creștini. Tot creștini întors suneam, tot ca țară, tot ca neam. Nu regretați prin tot ceea ce ați trecut dumneavoastră? Deloc absolut. Ba din contra, sunt mulțumit. Și dacă ar spune toți sfinții, leapă de Moldova și vine la noi în rai. O, fraților, nu vreau rai. Cum zice Iesenin, lasă Moldova și România. Din păcate nu s-a cercetat suficient. Eu m-am ocupat de lucrurile astea câțiva ani doar. Apogeul, ca să zic așa, sau perioada cea mai activă a cercetării fenomenului, o cuprinde doar câțiva ani, de pe 94-95 până la sfârșitul anilor 90. Din păcate, după 2000, fenomenul nu a mai fost cercetat și e păcat pentru că este extrem de interesant și extrem de concludent pentru starea de spirit a populației basarabiene din perioada sovietică. Regimul a avut proastă inspirație de a nu găsi limbă comună cu populația locală. S-a impus anume prin forme și metode foarte dure și asta a provocat nemulțumirea populației. Dacă ar fi fost, zic eu, și probabil așa și ar fi fost, dacă ar fi fost un regim mai blând și ar fi găsit o limbă comună cu populația, nu ar fi fost atât de dur și atât de drastic și atât de opresor, bineînțeles că poate nici mișcările acestea nu ar fi existat. Pentru că, încă o dată, bineînțeles, mișcarea avea și coloratura națională, indiscutabil. Dar, în primul rând, acesta a fost un protest social, fără îndoială. În primul rând, un protest social, apropo de ceea ce spuneam mai înainte, că mișcarea n-a avut culoare etnică. Toți s-au răsculat, indiferent de etnie, împotriva acestui regim. Tocmai regimul, prin fața lui hidoasă, pe metodele sale foarte agresive, foarte dure, a făcut ca populația să fie nemulțumită și să lupte acolo unde a fost posibil acest lucru. Chiar în cartea dumneavoastră, Moldova antisovietică, am văzut o mărturie, mărturia unui reprezentant al unei etnii care spunea că totuși tot mai bine era cu românii când a văzut adevărata față a regimului de ocupație. Sigur că, apropo de români, trebuie să vă spun că vorbeam de forme de luptă. Una din formele de luptă, pașnică, ca să zicem așa, era fuga peste Prut. Foarte mulți țărani, mai ales în zona Prutului, atunci când, de exemplu, iarna îngheța Prutul, foarte mulți fugeau. Deși exista, era frontieră, era pază, fugeau. Și mulți din ei făceau declarații astfel, dacă îl văd cartea mea, chiar sunt declarații acolo, spunea câte unul. Am soră sau frate sau copii, îmi sunt în România, abia aștept momentul potrivit să mă duc și eu, că acolo e mai bine. Ei, foarte bine nu mai era nici acolo după ocuparea sovietică a României, exact. Dar oricum oamenii se gândeau și la trecut, știau că totuși până la ocupația sovietică nu fuseseră condiții chiar atât de grele cum au apărut după acest moment. Foarte mulți, din păcate, și-au pierdut și viața în încercarea de a traversa Prutul. Sigur că da. Sigur, mulți au fost împușcați fără îndoială. Foarte mulți. N-au reușit. Într-o notă informativă din 18 iunie 1946 a Comitetului Central al Partidului Comunist al Moldovei se menționa că se înmulțise cazurile de trecere a graniței în partea română de către țărani, inclusiv de către țărani săraci.
Conform unor date oficiale incomplete, pe parcursul a 11 luni, în 1946, unitățile militare de la hotarul sovietic pe Prut cu România au reținut 189 de civili care încercau să treacă ilegal frontiera. În aceeași perioadă, alte 20 de persoane și-au dus planul de evadare la bun sfârșit, în ciuda supravegherii draconice a frontierei. În primele 6 luni ale anului 1947, grănicerii sovietici au reținut 366 de localnici care încercau să treacă frontiera în România. 250 dintre ei spuneau că au făcut acest pas din cauza dificultăților alimentare, iar 48 în virtutea atitudinilor ostile față de puterea sovietică. Dar după moartea lui Stalin, spuneați dumneavoastră că mișcările de rezistență nu au mai fost atât de puternice. Totuși, au existat anumite oaze de rezistență. Un exemplu poate fi considerat și acel grup Usatiuk Gimpu. Da. A existat. Aici, da, au fost. Eu am cunoscut persoanele astea. Pe Usatiuk l-am cunoscut, pe Gimpu, pe Șoltoianu, pe Graur, toți aceștia. Când a fost fondat acest grup? Care a fost în anii 60. În anii, Lilia Neagu, Ștefano Dobescu, toți aceștia au făcut. Dar a fost o mișcare acum, cum să zic eu, asta a fost mai mult o mișcare a intelectualilor. O mișcare, într-adevăr, asta avea o oarecare coloratură, nu doar social, dar și națională. Frontul Național Patriotic din Basarabia și nordul Bucovinei. Așa se numea organizația antisovietică fondată de către Alexandru Usatiuk, Gheorghe Gimpu și Valeriu Graur. În nordul Bucovinei, mișcarea era coordonată de Alexandru Șoltoianu. Frontul Național Patriotic avea drept scopuri ieșirea Basarabiei din componența Uniunii Sovietice, formarea Republicii Populare Moldovenești, unificând și celelalte teritorii românești aflate sub ocupație sovietică și reunirea ulterioară cu România. Alt obiectiv viza organizarea unor alegeri libere pentru organele de conducere ale statului, iar limba română pe baza alfabetului latin să devină limbă oficială. În primăvara anului 1968, statele Pactului de la Varșovia invadează Cehoslovacia. România Socialistă, membră și ea a acestui pact, a refuzat categoric să ia parte la acea acțiune sângeroasă, iar dictatorul Nicolae Ceaușescu a condamnat-o vehement. Această atitudine a României față de invazia sovietică în Cehoslovacia îi face pe liderii Frontului Național Patriotic de la Chișinău să creadă că Ceaușescu nu mai este controlat de Moscova și ar fi un moment oportun pentru realizarea unirii. Prin urmare, Frontul Basarabean decide să ceară sprijinul României în lupta împotriva puterii sovietice. Astfel, pe 29 martie 1969, Alexandru Usatiuk Bulgăr îi trimite o scrisoare lui Nicolae Ceaușescu, în care îi vorbea despre scopurile frontului din Basarabia. Îngrijorat că scrisoarea nu ar fi ajuns, pe 12 iunie 1970, Alexandru Usatiuk pleacă la București pentru a cere o întrevedere cu Nicolae Ceaușescu, dar fără succes. Reușește însă o discuție cu niște consilieri de-ai dictatorului socialist. Audiența durează 3 ore și 40 de minute. Usatiuk Bulgăr explicând în detaliu activitatea Frontului Național Patriotic, iar la plecare lasă și niște documente ale mișcării. Însă, pe 30 iunie 1970, printr-o scrisoare strict secretă, șeful securității de la București, Ion Stănescu, îl informează pe șeful KGB-ului de la Moscova, Yuri Andropov, despre vizita cetățeanului sovietic, Alexandru Usatiuk. Împreună cu scrisoarea, Stănescu îi trimite lui Andropov și plicul cu documentele lăsate de Usatiuk Bulgăr. În anul următor, pe 13 decembrie 1971, Alexandru Usatiuk Bulgăr este arestat la Kislovodsk, iar la scurt timp sunt arestați Gheorghe Gimpu, Valeriu Graur și Alexandru Șoltoianu. Aceștia au fost condamnați la câte 6 ani de închisoare cu regim sever și trimiși în Siberia. Asta a fost cazul lui Șoltoianu sau lui Gimpu sau lui Graur și așa mai departe. Toți au Usatiuk, toți au avut soarta asta. Sau Morozuc, cel de la Alexandreni, care a pus drapelul tricolor pe fabrica de zahăr, pe turnul fabricii de zahăr și mai departe. Fiecare a avut soarta lui într-un fel. Adică obiectivul a fost același, mesajul a fost același, dar cu fiecare s-a întâmplat în mod diferit. Mi-aduc aminte de cazul Șoltoianu. Șoltoianu mi-a predat la facultate. El preda istoria țărilor Azii și Africii. Era un tip foarte interesant. Noi chiar stăteam mirați că avea expresii de astea, zic, manifestări atitudini critice la regimul sovietic. El era cunoscător al limbilor orientale, arabei, și venea cu Coranul la lecții, ne citea din Coran, ne lămurea unele lucruri și așa mai departe. Un timp foarte interesant a fost acesta.
Iată acești oameni, toți acești oameni, începând cu anii 40, 44, ulterior după moartea lui Stalin, dintre cei care și-au continuat această misiune de a opune rezistență sub diferite forme regimului sovietic de ocupație, au dat dovadă de foarte mult curaj, pentru că eu nu-mi imaginez astăzi cum era posibil să te iei de piept cu un regim foarte puternic. Erau curajoși. Într-adevăr, erau curajoși. De unde izvora acest curaj? Păi, depinde. Nu toți aveau curaj, dar cineva trebuie să-l aibă. Eu pot să vă dau exemplul lui Moroșanu, Mihai Moroșanu, care e în viață, slava Domnului. Noi, studenții, eram studenți pe atunci când a fost judecat. Iar judecătoria, la Judecătoria Supremă, unde a fost înainte Curtea Supremă de Justiție, mai jos de universitate, pe Pănurescu Bodoni. Mihai Moroșanu, pentru telespectatori, fiind cine atunci? Păi el era student la Institutul Politehnic, așa? Și el protesta împotriva regimului sovietic, regimului de ocupație, s-a manifestat și public în legătură cu... La un moment dat fusese mutată statuia lui Ștefan cel Mare mai în spate, mai încolo în fund. Și el a fost unul din cei care a protestat împotriva acestei acțiuni. Și nu numai... protesta și împotriva Limbiriusă și împotriva faptului că se falsifica istoria care se preda în școală și așa mai departe. La procesul care a avut loc, cum spuneam eu atunci, când eram de student, probabil prin 66 sau 67, el vorbea deschis despre lucrurile acestea. Deci exista oameni curajoși. Și slavă Domnului, da, ei au fost arestați, au fost dus, au făcut un număr de ani de închisoare, dar nu au fost, să zic așa, exterminați ca pe timpul lui Stalin. A fost un regim de ocupație, în primul rând, un regim odios, în general, care era detestat nu numai la noi, în Basarabia, peste tot unde a existat. Și în Rusia, și în celelalte regiuni pe care le-a avut, regiuni naționale ale Imperiului Sovietic, și în țările, așa zis, socialiste, din Europa Centrală și Apuseană și Sudică și așa mai departe. Peste tot a fost un regim detestat de populație pentru că nu a găsit, cum spuneam mai înainte, formula în baza cărei să coopereze cu masele populare. Domnul profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru această lecție de istorie interesantă. Cu siguranță a fost una utilă și pentru telespectatorii noștri. Noi, cu siguranță, vă promit, ne mai revedem și în cadrul altor lecții de istorie. Doamnelor, domnilor, domnilor voastre, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Eu vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, toate bune!